Antonia and Dimitru. Hello, Antonia and Dimitru. Hello, Antonia and Dimitru. How are you, Antonia? How are you, Dimitru? Ci faci bene? Oh, hello, Antonia and Dimitru. Very nice, lovely couple. We love it so much, really. So beautiful. You're welcome. Salutare, salutare, suntem Antonia și Dumitru și suntem în Istanbul! Băgați-i Adidas și mei noi, gata, hai acasă! Prezintă tu acum unde suntem, hai și 1, 2, 3 și... Hey! Și am ajuns la Palatul Topkapi, hai să mergem! Da. Pentru că am citit pe internet că turcii excelează la sucul de rodie. Ne-am luat și noi un suc de rodie și un suc mixt care are rodie, portocală și încă ceva. Vom încerca prima dată pe cel de rodie. Foarte amar! E un fel de must cu... vitamina C. Să nu încercați asta. Și acum voi încerca mixtul. Mai bun cel. Am ajuns la Moschea Albastră și trebuie... Suntem la Moschea Albastră, vă dau rochii de aici. Mișto că se asortează a mea cu Adidas și asta îmi place. Dubla asta trebuie să iasă perfect, că pasta chiar o las, da? Bine v-am re... Am venit la o narghilea. Say thank you in your language. Tashakkur. Tashakkur. Adarim. Adbaro. Adarim. Amaro. Tashakkur. 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 Adarim. Adoro. Takalom adoro. Tashakkur. Adarim. Adarim. Sao, sao. Sao. Tashakkur. 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 Lar. Lara. Lar. Tashakkur. Adarim. Adaram. Thank you very much. Bang! După cum se vede, plouă. Și afară plouă și trecu de ora nouă. It's raining, it's raining. Pa-na-na-na-na. It's raining, it's raining. Și melodia? Nu. It's raining, man. Aleluia. Și dracu din cură. Bang! Tot așa prezinți tu, da? Da. Bang! Următorul obiectiv turistic de aici, din Istanbul, este prezentat de nimeni alta decât Antonia. Antonia, ai legătura? Bine te-am găsit, Cristian. Am ajuns la... Da, suntem la Hagia Sofia. Hai să intrăm. Filmează-mă când sunt inteligent. Deci catedrala asta a fost și catedrală catolică, a fost... Catedrala asta a fost catedrală. Deci moscheea asta a fost și catedrală catolică, a fost și biserică creștin-ortodoxă și după aia a fost și a devenit... Deci moscheea asta a fost și catedrală catolică, a fost și biserică creștin-ortodoxă și a fost și este continuare și moschee. Tare, nu? Ți-a luat jumătate de oră să zici chestia asta. Tare, nu? Uite, acolo se vede Iisus. Suntem la Columna Dorințelor, așa se numește aici. O să mergem să ne punem o dorință. În Turcia și pisicile se roagă. La Sfântul Uiscas. Și acum vom încerca înghețata turcească. Caramel. Caramel. Okay. Please. Oh, good. What's that? Come on. Okay. Uh-oh. Where are you from? Romania. Romania. Uite. Opa, no, I don't want. I'm joking.
You sure? Yeah, I'm sure. Hello. Next. Thank you. Yes, please. No. Please. Yeah. Ah, don't taste, don't taste. Yeah. Thank you. Și acum să plătim. This is one. This is red or I know. Thank you. Hai, lasă-mă pe mine să prezint asta și după aia prezint pe voi. Bine. Sperăm că vă place să călătoriți alături de noi. Acum vom intra în Little Hagia Sophia. Doi, unu, start! Ia prezintă tu mă vlogul ăsta, singur. Ia. Iată, ne-a ajuns și în fața Cistern Basilic. Hai să nu mai lungim, hai să intrăm, ce să mai... Hai! Hai! Da, a fost drăguț, dar nu prea. Un pișat. Hai, Dumitru, că mi-e foame. Am ajuns la Pudding Shop, care era super renumit în anii 60, pentru un anume desert, chicken pudding. Și care arată așa. Ne-au desenat foarte drăguț și o inimioară. Ciudățică, dar foarte gustoasă. Dar n-are nicio legătură cu puiul. Ba, se simte puiul. Da, îl simți? Da. După ce am mâncat acea budincă de pui, de care încă nu ne-am dat seama dacă e sau nu din pui, ne continuăm călătoria aici, în Istanbul. Ce-ai, domne, de ești așa energic? Păi așa trebuie, am văzut eu, așa trebuie să fii până. Doamne Sfinte, am ajuns pe podul Galata. Hai că în excursia asta am mâncat o groază, cum n-am mâncat nicăieri, dar turcii chiar au o mâncare foarte, foarte bună, de-aia am împrumutat și noi și sarmale și mici și mai multe lucruri. Da, știu, hateri, o să zică că micii sunt românești. E bine, nu sunt românești. Ei aveau dinaintea noastră, numai că le ziceau altfel. Pe lângă o narghilea foarte, foarte șmecheră, care arată cam așa. Avem o masă bogată. Acum? Zici tu. Ești sigură că nu vrei să mai zici tu? Nu mai zic, mă. Bine, fii atentă că zic eu și o să-ți pare rău. Nu. Bine, am venit și la... Iată, ne-a ajuns la Galata Tower. Că zic eu, nu te mai las pe tine să zic, da, data asta zic eu, da? Da. După atât. În sfârșit ne ducem să facem planșă. După ce am coborât de pe feribot, am luat-o la pas spre o plajă. Am întrebat un cetățean de aici cum ajungem și ne-a zis cu mare încredere, to the left, arătând spre dreapta. Bine că nu e dirijor de trafic. Deci că suntem la noi, la Neptun. După ce ne-am perpelit un pic la soare, mergem acum pe o croazieră, pentru că în prețul biletului era inclusă și această croazieră. Suntem Antonia și Dumitru și asta este ultima noastră croazieră. Da, suntem aici la un pub reghe de aici din Turcia și am ieșit să mai fumăm încă un narghilea la drum de seară. Hai să vedem cât de praf ești. Să-ți arate maestru cum se face, da? Da. Fii atent, ia. Așa nu.
Suntem la Dolma Bahce sau ceva de genul ăsta, care e o minunăție de palat sau ce. Eu de la toate zic așa, ai observat? Da. E o minunăție, e o frumusețe. E o... Nu știm ce e. Vedem acum, avem și audioghid. Mergeți cu noi, vizităm alea. Vedeți la sfârșit dacă merită sau nu să veniți aici și așa. Zici tu ceva. Ajunge, gata. Suleiman și mi-au dat această ținută demnă de Bravo High School. Dumitru este pantalon scurt și credea că o să scape și tocmai am atenționat-o pe această doamnă să îi dea și lui rochiță. Asta știi că-ți stă bine? Zici că ești cerșetor, fără picioare. Eu râd de Cristian, dar cum arăt eu, n-arată nimeni. Zici că ești măicuța cosmică. Grand Bazar e momentul tău de aur, da? Hai, ca asta ți iese! 1, 2, 3 și... Am ajuns în Grand Bazar, abia aștept să văd cum este. Sper să-mi... Da. Pentru că dacă vii în Istanbul, trebuie neapărat să vii și în Grand Bazar. Am venit și noi! Am venit și noi odată, la mulți ani cu sănătate. Am venit să ne uităm și banii să nu vidăm. Haide să intrăm! Haide să intrăm! He divorced you because you are coming fat. I will kill him. Am ajuns la... Yay! Am ajuns la muzeul de miniatură care, ce credeți, e perfect pentru mine. Iar mănânc. Este vorba despre Turcia în miniatură. O să te simți ca Gulliver în țara piticilor aici. În sfârșit! Aparent pentru Dumitru asta înseamnă miniatură pentru el. Mai înalt ca mine. Deci chiar vrei să zici ceva? Da. Hai că promit că pasta o las dacă o zici. Astăzi este ultima zi din Turcia. Asta este ultima noastră zi în Turcia și doresc să spun că... And yes, she's named Jennifer Lopez. My name is Michael Jackson. She came to my restaurant. I give nice food, nice lamb, beef, chicken. I am still single. My name is Ali. If you want some girls that want meet me, no problem. I am here. I get all girls, no problem. My number, after I tell you. Okay. Este ultima noastră zi în Turcia și consider că această vacanță a fost absolut mediocră. Mi-ar plăcea să ne întoarcem, dar nu în Turcia. Don't forget about like, share and subscribe and the end. Mai filma? Sau ai n-ai direct și spune acolo? N-am apăsat pe rec. Nu m-ai filmat, doamne. Am ajuns la palatul, un palat. Au venit controlorii, uite ăștia sunt controlorii. Ăștia sunt controlorii. Hei, iată-ne, stai. Hai să mergem să vizităm Toka Pipi, Toka Pipi? Turcia Pi, cu vremea Pi. Toka Pipi, Toka Pi? Zi mai tu, dă-te mai dracu, mai în spate, că mă gândesc părea de aproape. Noroc că mi-am luat Batista la mine, că altfel nu știu ce mă făceam. Am împrumutat-o de la Cotabiță. Mă rog. Am ajuns la... Baolo. Este o vreme de căcat. Antonia, ai legătura. Bun găsit, Petrișor. Am ajuns la Petri... La... Unde am ajuns, măi? La... Ne pregătim să intrăm în bazilică. Ce? Stai. Eu mă apuc să prezentez unde intru. Știu că vă uitați la acest vlog pentru că vă place de mine. Vom încerca desertul lor... un desert. Hello, Antonia and Dimitra. Dumitru! Dimitru, how are you? Say it again. Hello, Antonio. Antonia.
Hello, Antonio and Dimitra. Antonia. Hello, Antonia and Dimitra. Dimitru. Dimitru. Thank you. Yeah, thank you very much. Iată ne-a ajuns la Galata Tower ieri. Pune-mi și mie să mă văd. Ăștia put, mă, put, 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 put. Și iată ne ajungi în Mara... Ce? Marrakech? Îmi stă nașpa părul, nu? Îmi e foame, lasă-mă în pace. Nu mă mai filma, măi, eu în toate excursiile mănânc. Stai că mi s-a pus cărțea. Mamă, deci dacă pui căcatul ăsta te omor. Dale lui Dumitru.